Iată că de câteva zile întreaga societate este măcinată de un subiect care a afectat-o puternic emoțional și a declanșat o campanie în întreaga țară pro și contra. Este vorba de acea atrocitate de la Vaslui în care 7 netrebnici au abuzat sexual și au terfelit o tânără de doar 18 ani, distrugându-i viața și distrugându-le și lor viața. Subiectul a fost întors pe față și pe dos de toate televiziunile centrale, așa că eu astăzi mi-am propus să discutăm însă despre altceva. Despre ceea ce invitatele mele știu că trebuie făcut în școală, este vorba de acea educație sexuală. Vreau să vă prezint pe cele două invitate mele, pornind din stânga, este vorba de doamna Niculina Căruntu, profesor învățător educație preșcolară, și doamna Monica Pellegrini, psiholog și realizator TV. Bună seara, dragi, bine v-am găsit. Trebuie să spun că sunt și prietenele mele. Este un subiect pe care l-am comentat un pic înainte de emisiune și ne-am spus trebuie el disecat pe toate părțile. De ce totuși la noi, din acel conservatorism, încercăm să întârziem cât mai mult această educație sexuală? O să încep întâi cu Niculina și apoi cu tine, Monica, să vedem opinia psihologului. Bună ziua, stimați telespectatori și dragi prieteni! Vorbim despre educația sexuală într-un sat, să spunem, la Văleni, județul Vaslui, unde un mediu educațional în familie, eu cred că nu este sănătos. Nu poate să facă un băiat dintr-o familie care are un minim de educație să facă aceste lucruri. Stimată doamnă Flora Rodean, dragă Monica, într-un mediu în care băiatul acela a văzut părinți alcoolici, în care promiscuitatea este la ea acasă, acel copil nu poate să facă altfel decât așa cum a făcut acum. Deci, ne întoarcem fost din nou. N-au fost 7, doi, vorbim, au fost 7. Ca simbol. Aici e revoltă. Și spunem că sunt familii foarte bune. Familii foarte bune înseamnă că au o casă, că au niște animale, sunt oameni gospodari. Dar educația lasă de dorit în aceste medii. Mediul sătesc pentru mine este un mediu pe care l-am iubit foarte mult, pentru că acolo a fost înțelepciunea poporului român, ca noi toți, acolo am văzut eu înțelepciunea poporului român, acolo am văzut esența noastră ca popor, de fapt ca oameni. Acolo izvorul moralității acolo, creștine. Sigur acolo, că da. Pentru faptul că se întâmplă aceste lucruri într-un sat din țara noastră, lasă de dorit educația din familie, din școală, din cadrul bisericii. Deci acolo băieții aceștia sunt pierduți și ei pentru întreaga lor viață, consider. Vina lor este că s-au născut între aceste familii și n-au minim de educație, nu mai spun educație sexuală, educație morală, comportamentală. Acești copii vor recidiva dacă vor fi lăsați în libertate sau dacă vor ieși din închisoare, cu siguranță vor face închisoare, vor recidiva, că n-au minim de educație. Așa eu, simplu, vorbind într-un limbaj simplu, vreau să vă spun că îmi este foarte milă de fată, eu am și fată și băiat și viața ei este fiecare pusă... Monica are două fete, da, eu am o fată, viața ei este grav afectată, grav afectată emoțională și mai târziu și ca femeie, dar și viața lor este terminată. Este distrusă. Și ne ducem exact la fundamentul educației despre care vorbeam noi de atâtea eu ori. Eu sunt una din semnatarele, nu știu, a 200 și câta mie, în care am solicitat autorităților judiciare să ia măsura arestului preventiv. Monica, vreau să aud opinia psihologului legat de acest subiect sensibil. Pe tine cred că te-a afectat și mai mult, că tu ai două fete. Și m-a afectat și mai mult, dat fiind faptul că zilele trecute
am fost pusă într-o situație în care m-am simțit în pericol pe stradă, în plină zi, mergând spre casă. Am avut neplăcerea ca un om al străzii să se fi luat de mine, să mă fi urmărit cam 10 minute. M-a însoțit din fața casei de cultură și până la cofetăria de la hotel. M-am simțit amenințată, m-am simțit în pericol, mi-am dat seama că e ceva în neregulă în comportamentul respectivului om. Am intrat în cofetărie, am cerut ajutorul persoanelor de acolo. Nu am este sunat cel un prieten blond, care să mă conducă până acasă. Ușor roșcat. Da, e un om al străzii și are un comportament deviant. Da, și mă gândeam și dacă... tânăr mie mi-a furat un lănțișor în plină stradă. Mă gândeam dacă fiica mea ar fi fost pusă în această situație, cum s-ar putea ea apăra. Din ce această... măsură? Care a fost prima reacție? Ce ai făcut? Să cer ajutorul unor oameni pe care îi cunoșteam. Am intrat într-un loc public unde puteam să apelez la sprijinul celorlalți. Am sunat un prieten pe care mă puteam baza și care m-a condus până acasă. Între timp, respectiva persoană a dispărut. Și în felul acesta m-am gândit dacă fiica mea ar fi fost pusă în situația respectivă. Cum s-ar fi putut apăra? Noi ca părinți avem această responsabilitate să învățăm pe copiii noștri ce trebuie, ce e de făcut în astfel de situații, cum se pot ei apăra, ce eu știu aptitudini, ce abilități ar trebui să aibă în astfel de situații. De karate, de autoapărare. De karate, de a apela, de a nu-ți fie teamă să apelezi la ajutorul cuiva. De a domina superior, să-ți dai seama când ești în pericol, când ceva nu este la locul lui, când un comportament ai lăsat problema așa cum a fost sau ai anunțat vreo autoritate? Din nefericire n-am anunțat nicio autoritate. Asta ar fi trebuit să fac. Respectiva persoană a dispărut, dar asta nu înseamnă că a dispărut și problema. Deci oricine la un moment dat poate fi pus în aceeași situație ca și mine. Referitor la educația sexuală, e un subiect tabu pe care deci și părinții îl evită. Să le evite și la școală. Deci societatea românească este încă, sau școala românească mai degrabă pare încă nepregătită pentru asemenea dar subiecte. Și familia, deci educația ar trebui să înceapă din familie. Părinții se simt cumva depășiți de acest subiect și au teama de a-l aborda tocmai din frica să nu-l conducă pe copil să-și înceapă viața sexuală de la o vârstă mult mai fragedă și să-i stârnească o curiozitate în sensul acesta. Și dezvoltarea psihomotorie, doamna Nicolina, este mai timpurie acum. Deci au coborât foarte mult și curiozitatea vis-a-vis de sexualitate este absolut firească. Și chiar de la grădiniță. De la grădiniță, de la vârsta de 3 ani, sigur, când intră în colectivitate și nu numai, ei au astfel de curiozități vis-a-vis de propria lor sexualitate. Să-și găsească, da, sunt uimiți că ei s-au descoperit fizic. Sunt mulți copii care chiar la vârsta grădiniței se masturbează. Unii părinți știu despre ce este vorba, alții nu știu. Multe cadre didactice, o asemenea multe anomalie. Cadre didactice se feresc să discute, anomalie. Nu este anomalie. Se feresc să discute cu părinții aceste lucruri. Noi suntem parteneri în educație. Trebuie vorbit, spus, pentru că și părinții se feresc de noi și noi ne ferim de părinți. Și face acest lucru face parte în autocunoașterea copilului la această vârstă. Își descoperă propriul corp. Propriul corp, sigur că da. Și efectele sunt rare cazurile când aceste practici, să spun că devin deviante la o vârstă mai avansată. Dar deocamdată trebuie să știm despre ce este vorba.
este subtul degetului înainte de culcare sau o păturică preferată pe care o au și adormă cu ea jucărie, sau dormitul cu anumită jucărie. E o tehnică prin care ei își relaxează organismul și se pregătesc pentru somn. E o autostimulare care în anumiți parametri este absolut firească. Doar atunci când copilul, de exemplu, se sustrage de la anumite întâlniri cu prietenii sau de la anumite activități și merge în mod special să se masturbeze și asta se întâmplă în mod frecvent și obsesiv, abia atunci cerem sfatul unui psiholog și intervenim. Doamna Nicolina, sunteți o persoană extrem de religioasă. Spuneți-mi unde trebuie să se găsească biserica creștină în această paradigmă, în această ecuație. Nu sunt o persoană foarte religioasă, doar încerc să mă apropii mult de Dumnezeu și prin biserică, cu ajutorul bisericii. Biserica noastră ar trebui să iasă un pic mai mult, să mai iasă un pic din biserică și în mijlocul copiilor. Sunt încercări și chiar multe realizări în acest domeniu, dar uitați-vă că vorbim noi în ansamblu, dar sunt comunități în care școala, biserica, nu fac mare lucru. Aici, și nici părinții, aici, cu părinții nu orientarea educației și de a fi transformată într-un mare și imens RL în goană după câștiguri, a îndepărtat-o după misiunea ei caritabilă, după misiunea nu chiar trebuie toată să generalizăm, lumea, nu generalizăm, generalizăm, dar ați văzut că a fost pusă întrebarea dacă subiectul acesta a fost pus în discuție la liturghie. Se pare că nu prea preotul din sat. Pentru că de foarte multe ori e un subiect rușinos. Ceea ce spunea, e un subiect dar care biserica, nu se... Biserica ce învață pe tineri, pentru că sunt asociații de tineri, a tinerilor ortodoxi din România, ce învață pe tineri? Morala creștină. Dar acești copii, ne întrebăm, părinților fac parte sau cunosc această morală creștină? Dacă biserica spune că să-și înceapă viața sexuală la căsătorie, deci ce ar vrea să spună? Că atunci nici nu violăm, acum nici nu... Depășită, da, am înțeles asta, noi, dar situația. Nici nu abuzăm și nici nu violăm. Dacă nu ajungem așa, măcar, știți? Da. Că ar trebui să se adapteze cumva realității, să vedem ce se întâmplă de fapt cu copiii noștri, că și începe viața sexuală la o vârstă destul de fragedă. Față de generațiile anterioare cu... Și atunci copilul... Cu cât a coborât acesta? La 14 ani, 15 ani, băieții își încep viața sexuală. Da, am înțeles că există și metamorfoze biologice în organismul uman, care față de generația bunicilor noștri. Da, pentru că alimentația, știți foarte bine că alimentația are un rol esențial. Și informațiile care vin peste ei. Da, și alimentația care cu hormonii, cu atunci stimulează fizicul, activitatea fizică și hormonală a copilului și de asta se ajunge la o vârstă fragedă, deci încep viața sexuală. Și atunci părinții ar trebui să învețe pe copii ce trebuie să facă, ce măsuri trebuie să ia. Sunteți pionierele și promotoarele unui proiect, această școală a părinților. Cum a fost acest proiect implementat în școlile romașcane? În câte asemenea școli există, Monica? Pentru că există un mare deficit și de psihologi. O să discutăm acum și de rolul psihologic. În câte asemenea școli s-a reușit, doamna Nicolina, formarea acestei școli a părinților? Păi, eu cred că cam toate grădinițele din oraș. Au, la grădinițe, dar în rest, Monica? În școli eu nu am auzit personal să desfășoare un astfel de deși proiect școala usare. Părinților. Există acești consilieri școlari, psihologi școlari, care se găsesc în cabinetele individuale. Tu nu mai ești psiholog individuale, școlar? Nu, logoped în cadrul
cadrul școlii Alexandru Ioan Cuza și vreau să spun că copiii sunt foarte deschiși și știu că merg, acolo, la școala numără 5 este un psiholog foarte bun acolo. Merg cu entuziasm bun, și comunică în mod deschis cu psihologul pentru că ei sunt acceptați și iubiți tocmai pentru ceea ce sunt. Nimeni nu le pune etichete, nimeni nu-i stigmatizează, îi ascultă, îi învață, îi sfătuiesc cum să iasă dintr-o anumită problemă cu care ei se confruntă sau dintr-o situație conflictuală. Discutam chiar înainte de emisiune și îmi spunea că a fost profund, profund afectat și chiar a plâns atunci când a văzut știrea tânăra respectivă, mai ales care chiar nu arăta, chiar nu arăta ca o drept ceea ce a fost ea luată ca o parașută, cum se spune în limbaj cu ghilimele de rigoare. Dar chiar așa să fi fost. Da. Deci, violul ce înseamnă? Abuzarea sexuală a unei persoane care nu acceptă împotriva voinței, indiferent de condiția pe care o are, poate chiar dacă era de meserie. Nu, a fost fără acordul persoanei respective. De ce credeți că s-a ajuns atât de departe cu acest abuz sexual? Pentru că acolo a mers dincolo de un simplu viol, a mers deja la o torționare a fetei. Deci, cum? Este un comportament deviant. La unul, dar vorbim de 2, 3, 4, 5, 7 tineri. Știți cum? Să spune cine se aseamănă, se adună. Ne întoarcem de unde am plecat, doamna Ordea. Este influența anturajului. Mediul în care au fost crescuți și educați acești copii. Ne detașăm de mediul familial, care și acolo sunt sigură că au fost conflictul și alcoolul, și mergem în mediul sătesc, în crâșmile care sunt acolo cu grupurile acestea de oameni așa, și acest lucru îi dă putere lor, în ghilimele, și fac aceste lucruri care sunt inumane. Mi se pare un stigmat asupra statului românesc. Eu mă duc mai departe pentru că am iubit foarte mult satul și țăranii. Mie mi-s foarte dragi oameni de la țară. Și am avut așa o mare tristețe. Puritatea sufletească. Da, m-am dus mai departe și am zis, este un stigmat asupra unui sat din țara noastră. Nu numai asta, dar mie mi s-a părut toată această ca o cloacă plină de imoralitate acolo. S-a auzit bătrâna aia la 80 de ani care spunea că tânăra s-a îmbrăcat provocator. Păi toată generația aceasta se îmbracă provocator. Cum ai putea merge la cele 38 de grade care sunt acum afară, să zicem? O fată de 18 ani care era liceană, nu cred eu că se îmbrăca în chilos pe stradă. Dar, da, și asta nu este un motiv să fie abuzată sexual. Da, deci sunt femei, așa cum am spus mai înainte, doamna Ordean, care au trăit și ele în acest mediu, care au fost lovite, care au trăit... Și posibil ca și tinerii aceștia violatori să fi fost și ei abuzați sexual la rândul lor. Există putere dacă de... nu sexual, fizic, sigur. Au fost bătuți, loviți, pentru că manifestările acestea exact sunt rodul unei, în ghilimele, a unei educații de genul acesta. Să mai abordăm două aspecte. Care sunt cele două șanse de recuperare a tinerei, Monica, prin consiliere psihologi, dar de recuperare și acestora, pentru că în fond chiar închisoarea vor face pe puțin 12 ani mai devreme sau mai târziu, chiar dacă acum sunt lăsați în libertate. Ce șanse de recuperare mai există și pentru ei și pentru victima lor? O situație traumatizantă la care a fost supusă tânăra are efecte pe termen lung asupra vieții ei, atât asupra psihicului, asupra stării emoționale. Și chiar s-ar putea să-i creeze repulsie față de actul sexual în sine. De bărbat în sine. De cele mai multe ori ajung la o depersonalizare, se simt murdare, se desprind cumva de corpul ceea lor. Ceea ce a încercat și societatea să le inducă. Mm-hmm. Aici a fost gravitatea. Am înțeles că una din mame, în dorința de a-și apăra progenitura, a creat chiar un cont de Facebook prin care a început să adune mărturii denigratoare asupra fetei, deși după mine a avut cele două aspecte de a o expune Pro TV-ul și a-i smulge prima mărturie. A avut
controversul ei. Pe de o parte, lumea s-a lămurit că nu putea fi acea figură angelică, care nu putea fi o târătură, cum s-a... Și chiar dacă ar fi fost așa, era viața ei... De multe ori, iată, și victima ajunge să-și pună astfel de întrebări, dacă a avut și ea o vină, dacă a avut o culpă în a atrage acest act de violență împotriva ei, și atunci are nevoie de toată susținerea celor din jur, de susținerea familiei, a celor apropiați. Când am plecat eu spre emisiune, care este înregistrată, unul din posturile centrale de televiziune a apelat pe prefectul acestui județ, pe care i-a pus o întrebare firească. Domnule prefect, dumneata, ca și conducător al tuturor instituțiilor descentralizate, ți-ai pus vreo clipă problema că trebuie să trimiți acolo în sat, să formezi o echipă la nivelul Direcției de Sănătate, la nivelul publică de psihologi, de să dai suportul minim acestei ființe? Și a spus că nu s-a gândit. Tratamentul este de lungă durată, sunt ani de terapie ca să poți să depășești acest stres post-traumatic. Spuneam, efectele sunt extrem de dure. Dure, și perverse. Și perverse. De la tulburări de somn, de la boli psihosomatice pe care le poate dezvolta tânăra respectivă. De sexualitate în general, de propria persoană, spuneam. Poate conduce la depresie, la suicid, la mai fi capabilă tânăra aceasta să fie, să procreeze, pentru actul procreației, pentru care e creată orice. Doar cu foarte mult suport și cu foarte multă iubire din partea celor din jur, cu tratament îndelungat și cu o psihoterapie susținută din partea unor specialiști în domeniu. Ce șanse au acei tineri, acele brute? Da, acele brute au și ei nevoie de consiliere. Și ar trebui în primul rând să suportă consecința faptelor lor. Consecințele faptelor legale. Ați semnat petiția? Am semnat-o. Da. Eu nu sunt la curent toate aceste știri. O să semnez și tu. Așa, dar și ei au nevoie de consiliere. După părerea mea, ca să fie salvați, chiar acolo în închisoare, sunt sigură că sunt psihologi, psihiatri, și ei au nevoie de consilieri ca să-i putem recupera și pe ei. Dar vedeți că altfel vor face același lucru când vor reși. Nu numai asta, dar însă și mediul acesta de claustrație este și el unul de penitență și acolo, și din păcate, discutam chiar la începutul emisiunii că există o lege nescrisă, violul și violul și ce mai sunt, și pedofilia mai ales, sunt pedepsite. Chiar doamna, în mediul acesta infracțional. Doamna Flora, citam că sunt și foarte multe cazuri de copii abuzați sexual, da, în mediile familiale de cele mai multe ori, și atunci e bine să explicăm copilului să avem o relație foarte apropiată cu el și dacă se întâmplă să aibă loc un astfel de abuz, să aibă încredere și să ne povestească despre. Chiar înainte de emisiune, că lucrurile acestea nu reprezintă o noutate și că chiar în generația noastră am cunoscut două cazuri de copii abuzați, case didactice, care în copilăria lor, îi povesteam doamnei Niculina, a rămas surprinsă și a dat seama că nu-i ceva în regulă cu una din colegele noastre, care tocmai fusese abuzată în familie de către tată, și aceasta a explicat și comportamentul ei de viand de-a lungul vieții. Și copiii, dacă acest abuz sexual are loc de către un membru al familiei și se produce pe termen lung, ei ajung o relație, de o relație incestuoasă. De o relație incestuoasă și ajung la concluzia că e ceva firesc, e ceva normal ce se întâmplă. De cele mai multe ori sunt amenințați că celălalt părinte nu o să-l creadă sau că se vor separa, că familia va fi distrusă dacă va mărturisi, sunt copii amenințați și atunci aleg să nu dezvăluie. Bun,
aici ajungem iar... La educator care poate da. Să își dea seama când ceva se întâmplă cu copilul respectiv. Sigur, da. Da? Și poate să vorbească cu unul dintre părinți. De asta vorbeam noi, Monica, și la Școala Părinților și cu diferite ocazii, de acea afectivitate pe care trebuie să o aibă educatorul, nu numai la grădiniță, ci și la școală, la celelalte trepte de învățământ. Chiar dacă ajunge la liceu și acolo, în mod special, problemele unui adolescent devin... Se exacerbează, sigur. Atunci, un pic de atenție acordată copilului și încredere, poate că s-ar rezolva multe probleme. Pentru că sunt semne ușor observabile de către cei din jur, ca și educator, ca și diriginte, poți să-ți dai seama când ceva e în regulă cu copilul respectiv. Intervin tulburări de atenție, de concentrare, tristețea, de memorie, da. Tristețe sau un comportament agresiv, impulsiv cu cei din jur. Credeți că... Sau se izolează. Credeți că această întâmplare tristă trebuie să reprezinte o cotitură în activitatea școlii și societății românești, care trebuie să aducă pe tapet și să-și îndrepte, să-și concentreze atenția spre a schimba, începând chiar cu programa școlară și apoi comportamentul acesta, și să aducă în discuție. Cred că aceste subiecte la noi, educația sexuală, trebuie să o recunoaștem, se face cu, este foarte precară și se face tot așa la întâmplare, perdea, la întâmplare da. Și cu perdea și foarte, foarte puține subiecte pe aici, pe acolo, păi pe orele de diligenție și la biologie se mai făcea ceva. Dar cred că sunt primele subiecte peste care... Trebuie să plece de la fiecare dintre noi și de la noi părinți, în primul rând, să nu mai am măgim copiii că ei sunt aduși de către barză, că nu știu cum vin ei pe lume. Trebuie să fim foarte sinceri cu ei, să le explicăm pe nivelul capacității lor de înțelegere, în funcție de vârsta pe care o au. Dar să fim foarte sinceri și foarte direct. Cred că societatea acum trebuie să dea un semnal, prima fază, chiar imediată, asupra justiției. Deci mi se pare anormal ca acești tineri să rămână pe stradă în libertate, după ce au făcut acest lucru. Deci, haideți ca să nu dăm semnal celorlalți care ar putea să facă același lucru. Nu mi se întâmplă nimic dacă eu fac această murdărie. Deci asta mi se pare primul semnal care trebuie să dăm. Ești pedepsit. Spiritul acesta de turmă. Spiritul acesta de turmă. În sfârșit, justiția prima dată trebuie să înțeleagă. Din 7 n-a fost unul cu mințile și se ruga de fiecare în parte. Se ruga să o ducă acasă când ajungea fiecare pe asta pentru da, mine a fost. Dar ce mi s-a părut mai cumplit a fost această etichetare. N-a fost viol, a fost sex surpriză. Păi unde trebuie să... Sunt oameni cu probleme, cu probleme de comportament, probleme de viață. Din păcate și accesul la informații care n-ar trebui să fie permise la o anumită vârstă, tot soiul de filmulețe pe care le... Deci, pe care le urmăresc. Chiar să fie însurat la rândul lui să aibă. Pe mine ce m-a revoltat și nu numai pe mine, ci cred că toți cei 260.000 de semnatari cât erau la ora documentării noastre au putut să spune, domnule, totuși, ce a fost în capul acelor judecători? Ce se întâmplă în societatea noastră? Ce semnale dai tu da. Pentru ceilalți care vor face ceva? Bun, nu a fost conștient în prima clipă, în a doua clipă, dar din 7, 1 nu a avut atâta glagorie, cum se spune în popor, încât să judece consecințele faptelor lor. Și iată că au rămas nepedepsiți, deci eu... Deocamdată, nu sfidează, sfidează societatea în ansamblu, sfidează, nu numai... Ce șanse există de recuperare a unor astfel de tineri și ce credeți că se va întâmpla în societate de aici încolo, concluzia?
Concluzia, timpul trece, lucrurile se uită și vor rămâne cam în același stadiu. Dacă pedepsele dacă pentru facem noi, pedepsele toți. Pentru acest viol, pentru viol, ar trebui să fie înăsprite, măcar să dea o teamă celui care s-ar gândi să facă acest lucru. Și să mai vorbim de mediu, de familie, emoția copilului trebuie construită în mod corect. Dar ne gândim și la mediul în care a trăit copilul acela, la Valența sau în altă parte, dacă mediul a fost conflictual și a fost cu alcool. Atunci școala, rămâne școala și biserica, simplice în salutăția copilului. Crezi că trebuie propus un program radical de schimbare a perspectivei din care este abordat acest subiect al educației sexuale în școală, în familie? Da, eu cred cu tărie că această schimbare ar trebui să pornească de la fiecare dintre noi și că educația sexuală ar trebui făcută încă din grădiniță, de la o vârstă foarte fragedă, a fiecare cadru didactic să fie informat în sensul acesta, ce ar trebui să facă când un copil, un preșcolar se masturbează, ce atitudine ar trebui să aibă, ce răspunsuri ar trebui să aibă pregătite pentru curiozitățile acestea absolut firești ale copiilor, la vârsta adolescentă, cum ar trebui să îi informăm pe tineri cu privire la viața lor sexuală, ce măsuri ar trebui să ia, când e bine să apelăm la sfatul unui psiholog. Toate aceste informații ar trebui să fie cât mai răspândite în societatea noastră și să fie cumva la îndemâna tuturor. Iată, sunt cărți prin librării, sunt informații pe care ni le putem lua foarte ușor de pe internet. Doar trebuie să vrem. Pozitive ale internet, exact, da. Doar trebuie să ne dorim să schimbăm ceva în primul rând la noi, să luăm atitudine și să nu mai trăim cumva cu gândul că nouă nu ni se poate întâmpla și să rămânem cumva în același stadiu de a lunge zi. Stimați telespectatori, mulțumesc celor două prietene și colegi ale mele pentru această dezbatere interesantă și iată că există un adevăr al înțelepciunii populare, tot rău spre bine. Să sperăm că acesta poate fi pentru societatea românească și trebuie să fie și pentru societate și pentru școală un nou început în a aborda problemele de viață la modul real și a ceea ce trebuie. Vă spun o zi bună, rămâneți pe Roman 24.